29 de ani a fost dat dispărut în Spania. Zeci de pompieri îl caută și la această oră după ce mașina bărbatului a fost găsită sub apă în regiunea Valencia. Ar fi fost surprinsă de torenți duminică, dar abia ieri colegii românului și-au dat seama că nu mai știu nimic de el și au cerut ajutor. În acest vehicul complet destrozat viajava un joven ruman de 29 ani. Au găsit autoturismul răsturnat, plin de lemne, semn că ar fi fost luat pe sus și târât de șuvoaie. Ori întregi l-au căutat echipajele de intervenție pe tânăr și ieri și astăzi au luat la puricat împrejurimile orașului Onda din estul Spaniei, dar degeaba. Continuarem treballant ja en les unitats de rescat acuàtiques i continuarem amb el dispositiu. Tânărul a fost dispărut după ce ieri dimineață nu a venit la muncă. Colegii l-au căutat mai întâi acasă, l-au sunat și pe telefonul mobil și apoi au alertat autoritățile. Situația e cu atât mai gravă cu cât în zonă salvatorii au găsit 4 cadavre. O familie prinsă de ape în mașină. Era una mujer de 41 años, su hijo de 6 años y los padres de la mujer de 81-78 años. Se pare că femeia reușise să-și sune soțul și apoi la serviciul de urgență. Când au ajuns pompierii însă era prea târziu. Torenții purtaseră autoturismul 60 de metri în aval, iar mașina fusese practic înghițită de ape. Inundațiile au făcut ravagii în regiunea Valencia din estul țării. De la 16 și la 17 ore au căzut 105 litri. 29 de școli din regiune au rămas închise, iar autoritățile locale au decretat 3 zile de doliu în memoria victimelor. Ora românul dispărut în inundațiile din Spania a fost găsit mort. Cadavrul lui a fost descoperit în urmă cu scurt timp, la 5 km distanță de locul în care salvatorii au găsit mașina distrusă. Bărbatul a fost reperat cu un elicopter utilizat în căutări pentru prima oară astăzi.